Gelul i s-a făcut rău destul de devreme, pe la kilometru 10-20. La mea mi s-a făcut rău, dar nu știu, așa. Și vrează așa, așa. Dar n-am ce vă mai știu. Vezi că te pălesc. Ăla mare, ăla mare, gros. Ăla mare, să-l iau, te bag cu el. Da. Nu-ți iasă roata din gaura aia. Suntem la Sighișoara la prima etapă de campionat. Noi n-am făcut niciun kilometru împreună în mașină. E 9 dimineața, aproape. Teoretic ar trebui să înceapă imediat briefingul. Vom mânca mult praf din 11 mașini câte suntem la clasa. Pornim a noua mașină. Important e să iasă mașina întreagă, pentru că n-am apucat să testăm foarte mult. Dușmanii! Nu se deschide geamul. Să păm ușa pe tine. Păi nici, îți treci trei. N-au mai fost bani de 35. Mare mașina. Mersi. Dar poți să deschid un pic geamul. Da, deschide-l cât să mă uiți. Vreau să-i dau una cu ușa. Mulțumesc! Nu pot mai tare, că ori îmi pare. Pică dai geamul jos dacă îl dau mai tare. Dă-i reset la... Bye-bye! Să ne auzești înainte.
Uite, atenție din dreapta. Duce înainte. Duce aici, da? Da. 200 de metri pe dreapta. 0.05 dreapta, că sunt vizibil. Transuman44.ro, unde găsiți piese și accesorii de off-road și overlanding. 90 de apă, da. Hai, bine. Bara de direcție strâmbă rău de la casetă. Tras de la fara. Nu, mai dăm un pic. Trage-mi alte liber. Nu poți. Stai un pic. Trage. Leagă, că vom bloca față spate și cumva un pic, că văd că ori mai smuls aici. Stai să văd. Numai tufe sunt aici, dar te leg de tufiță. Da, te leg de tufiță aici, nu-i? Am găsit ceva slab. Stai să o ajut. Bun. O să tragi. No. Dă-i drumul, că am mai găsit una. Slabez, mă, să-mi bat piciorul, mă. Mă, dă-i. Nu! Ha, aleu! Na, trage iar, eu nu. Thank you.
ce am găsit? Domnule, povestește. Când ajungem la bază. Apă, dă-i apă, dă-i apă. Deschide ușa și zi-o ia. Dă-i frumos. Care stă așa. Nu, mă, ăla e storul de la punte. Vezi că te pălesc. Ăla mare, gros. Ăla mare, să-l iau, te bag cu el. Da. Bună dimineața, ziua 2 de la Sighișoara. Poate că se citește entuziasmul pe fața mea. Ieri nu eram entuziasmat pentru că am troliat unde nimeni n-a troliat de la clasa noastră. Dezavantajul 33-urilor, asta e. Am rămas suspendat pe burtă, am pierdut vreo 7 minute pentru că nu aveam de ce să ne troliem, am verificat pe track 7 minute și vreo 10 secunde, am stat la trolierea respectivă. Eram un pic tristuț, după aia când am ajuns în parcul tehnic, mi-a mai crescut moralul pentru că am aflat că și ceilalți colegi au ajuns la finish destul de apropiat de noi, deci era o discuție de 1-2 minute. Schimb, vin cu rezultatul, nu zic cu rezultatul, prima dată vă zic ce am făcut ieri. Gelul s-a făcut rău destul de devreme, pe la kilometru 10-20, asta să nu discut că aici când intrăm în pădure, la 400 de metri de la start, ni s-a îndoit bara panhard, iar volanul ni s-a întors 180 de grade. Ca norocul că pe la kilometru 20 am agățat o cioată și mi-a lovit înapoi și mi-a revenit înapoi volanul. Dar asta foarte, foarte pe gânduri ce poate fi, de ce s-au întâmplat treburile astea. După cum ziceam, lui Gelu s-a făcut rău, a avut o stare de greață non-stop. Voiam doar să ajungem la finish. Aveam un checkpoint prin care treceam de două ori. Checkpoint înseamnă arbitru, iar regulamentul spune că tu trebuie să comunici arbitrului numărul și să fii sigur că el știe numărul. Noi având mașina curată, nu zic că din cauza asta, că nu știam că trebuie să oprim, mai ales pentru că la briefing ni s-a zis când treceți prima dată nu opriți, opriți a doua oară. Partea cu opriți a doua oară eu n-am prins-o, pentru că n-am fost la briefing. Și nici gelul n-a prins-o sau a prins-o, dar era într-o stare un pic de grețică și nu și-a dat seama. Așa că ne-am trecut a doua oară fără să comunicăm numărul, așa că acea greșeală ne-a costat o oră. Ca și timp am fi fost la 40 de secunde de locul 1, am fi fost pe 2, după Enache și Chilianu, dar acea penalizare de oră ne-a aruncat pe 4. Pe o limitare, pe prima limitare, o limitare scurtă de 500 de metri, am lăsat mașina să curgă singură. Era o limitare de 20 la oră, am ajuns la un 26-27, când am văzut treaba asta, am încetinit să compensez media, pentru că ce înseamnă limită de viteză, media să nu treacă de 20. Am încercat la un 12-14, vreo câteva secunde, am considerat că e suficient încât să-mi scadă, dar n-a fost suficient, limita mi-a rămas, media mi-a rămas 22. Ceea ce a însemnat pentru fiecare kilometru în plus 10 minute. Total penalizare 20 de minute eu, o oră. Ceea ce ne scoate complet din calculele pentru pozițiile fruntașe. S-a fost greșeli de foarte începători, zici că acum ne dăm prima dată. Greșeala se plătește. Astăzi ne vom da pe traseul de challenge care începe cu o baltă nasoală. Traseu de 90 de kilometri care, din câte mi-aduc aminte, de anul trecut destul de mare parte. Alergătură.
Stă afară un pic. Bun. Stai așa. Trebuie să iau noroiul. Dar pe noi noroi aici, nu pot să scot. Stai, că așa prea am de asta. Creanga îmi ținea. Era o crenguță care nu mă lăsa să fac lig. Trage tare gelule. Ăla din față, tufele alea din spate. Lasă prin spate. Mergem prin spate, că nu-i bine. Și virează așa, așa. Bun. Trage iară troliu. Nu-ți iasă roata din gaura aia. Nu-ți iasă roata din gaura aia. Nu pot să trag în coace, trebuie să te leg. Asta îți rupe mașina. E bai? Bun. Lasă un pic în spate. Aia ți-a zis că te-a legat iară. Stop un pic. Da, ai stânga, hai sus. Nu a fost variante de știutoare.
O frizez singur? Hai, hai, trage un pic de față. N-ai făcut presiunea la roată, Franța. N-ai făcut presiunea la roată. Ok. Op top. Cât e ceasul? 1:01. Și 401 și 402 la cât? La fără sfert și la fără 13. Mersi.
da, te ajuns tot, nu poate că este mai jos. Simt dacă trebuie să mă pun mai drept, sau pot să dau tot înainte. Am zis să vă duc la o mlaștină cu care au avut de-a face băieții și la dus și la întoarcere, însă eu nu pot ajunge cu mașina pe traseul lor, prin urmare a trebuit să ocolez prin oraș și să vin pe niște drumuri slab vizibile. Am mers, că mi-au zis mie oamenii din sat, zice mergeți, că o să vedeți acolo o grămadă de mașini. Bună ziua, vă întreb pe dumneavoastră, au mai trecut mașini azi pe aici? Deci nu singura nebună. Mergem. Păi și la un dat mă uit așa, eram un pic cam înghesuită pe drum eu. Și când deschid Google Maps, am constatat că sunt pe traseul băieților. Mergeam de ceva vreme pe traseul băieților. O să las mașina aici și voi merge pe jos. Acolo, numai după tine, ai singurul copac. Uite-te la mine, zi, în stânga, dreapta. Fără storm? Mulțumim și sponsorilor noștri: Kraftwerk, Tedgam, Sempre, Wackenroll, Podiada Forest, Operatent, Celot și Verla. Aveți? E doar de SSV. Ciocolată. Voi n-aveți ciocolată? Aveți ciocolată. Avem. Aici. Se poate bune că nu cred că s-o tăiat cauciucul. Bună dimineața, ultima zi de Sighișoara, e duminică dimineața, e zi de trial. Ieri, având plecând de la start cu un handicap de oră 20 față de locurile fruntașe, nu ne-am prea stresat, am mers cât s-o putut de relaxat. Am văzut baltă, am căutat o variantă nu chiar foarte adâncă, ne-am băgat pe acolo chiar dacă știam că urmează să ne truliem. Am prins un pic multă încredere datorită noilor cauciucuri și am considerat că pot să lovesc mai tare o rădăcină decât trebuia. Cauciucul a rezistat, n-am mai tăiat cauciucul ca de obicei, în schimb am îndoit janta. Lucru care ne-a făcut să oprim, să schimbăm o roată. Mulțumim Tavi că ne-a reparat janta. Aveam roată de rezervă pentru stânga. La noi, la off-road, sunt direcționale și atunci nu poți să pui roate de pe stânga pe dreapta și invers, pentru că îi diferă sensul. Nu ai adirență la fel de puternică, la fel de mare, oricum mai pune cauciucul. Și de obicei, noi avem pe stânga, a trebuit să o reparăm și să o punem ca să ne putem da la trial. La trial care deja a început, este o configurație care avantajează suspensii bune și power mult. Adică e urcare pe trepte, urcare, trepte, urcare, trepte, e larg, nu e foarte tehnic. Deci nu avem așteptări foarte mari nici în acest an. E un pilot nou în campionat care
ne-a surprins cu timpul lui de 3-5-2, adică 20 de secunde a bătut celelalte echipaje. Unde vreți să mă poziționez să filmez? Eu aș filma finish-ul și startul. Pe rutu-tu-tu-tu-tu pe pantă. Vreți? Acolo vă bag. Toyota nu face rutu-tu din păcate. Unde e cu frâna de colț în caz că miese, s-ar putea să iasă o filmare faină. Dar nu cred că miese. Deci nu o să merg mai tare, dar sper să, ies, să iasă din prima toate manevrele. La verde plecați. Da. Era cel mai bun. Și s-a făcut o mică greșeală. Voi n-aveți cum să știți de greșeala asta, pentru că s-a mai făcut o greșeală și n-am pornit 360 și nu știți ce s-a întâmplat la trial decât ce ați văzut pe transmisiunea live de pe YouTube. Dar am făcut o mică greșeală, am uitat succesiunea unor curbe, am uitat că urmează o curbă la stânga, nu m-am încadrat suficient de bine la dreapta, am abordat-o prea în dreapta, am urcat pe mal, riscam să mă răstorn, am pus frână. Frâna a oprit motorul, până am pornit motorul, până am băgat mașalier și am continuat, am pierdut 7 secunde, iar dragii noștri colegi de alergătură de peste Prut, moldovenii noștri dragi care vin la trial, doar la trial, ne-au bătut cu 2 secunde. La trial am căzut pe 2, trebuie să ne mulțumim cu un 2 la trial și un 3 la trofii. Locul 3 este ocupat de echipajul Chivari Alexandru Suciu Gelu. Locul 2, trial standard B, echipajul Chivari Alexandru Suciu Gelu. Vă mulțumim celor care sunteți membri și ne susțineți activitățile pe YouTube și pe Patreon. Vă rog frumos, dacă vă e dor de mine, spuneți-mi dacă vă e dor de mine, lăsați un comentariu și spuneți dacă vă e dor de mine ca și copilot. Vă pup și vă iubesc.